Salutare, dragilor! Bine v-am regăsit la un nou video. În acest videoclip vom rezolva o problemă de geometrie de tip grilă și să-i citim enunțul. Pentru a măsura lățimea AB a unui râu, putem determina distanțele BC, CD și BE din figura alăturată, unde B aparține segmentului AC, E aparține segmentului AD, iar BE e paralel cu CD. Dacă BC are lungimea de 45 de metri, iar CD de 90 de metri și BE de 60 de metri, atunci AB, ce reprezintă lățimea râului, este D. Haideți să vedem cum anume putem rezolva această problemă. Plecăm de la faptul că BE este paralel cu CD. Asta înseamnă că triunghiul AB este asemenea triunghiului ACD și vom scrie raporturile de asemănare. AB supra AC este egal cu BE supra CD. Nu mai este nevoie să scriem și AE supra AD, deoarece ne folosim de segmentele pe care le cunoaștem deja. Vom exprima pe AB ca diferența dintre AC și BC și înlocuim în raportul nostru. Deci rezultă că AC minus BC supra AC este egal BE supra CD. Singura necunoscută de aici fiind AC. Deci AC minus 45 supra AC este egal 60 supra 90. Vom înmulți pe diagonală. După ce simplificăm fracția 60 supra 90, o simplificăm prin 30 și obținem fracția echivalentă cu 2 supra 3. Deci AC minus 45 supra AC egal cu 2 supra 3. Aplicând formula mulțirii pe diagonală, cum spuneam, sau produsul mezilor egal produsul extremilor, depinde ce noțiune vă este cunoscută, vom obține 3 înmulțit cu AC minus 45 într-o paranteză, atenție, trebuie să înmulțim pe 3 atât cu AC cât și cu 45, de aceea avem nevoie de paranteză, este egal cu 2 ori AC. Vom desface paranteza, înmulțim pe 3 cu AC minus 3 înmulțit cu 45 care ne dă 135, este egal cu 2 AC. Vom separa necunoscuta mutând pe 2AC în partea stângă și facem calculul 3AC minus 2AC egal AC, care este egal cu 135 pe care l-am mutat în partea dreaptă cu semn schimbat, adică plus. Astfel am obținut că AC are 135 de metri. Odată ce am aflat pe AC, putem să înlocuim AB egal cu 135 minus BC care era 45 și obținem lungimea râului AB de 90 de metri. Ceea ce înseamnă că varianta D este varianta corectă a acestui exercițiu. Mulțumesc că ai urmărit până la final. Te rugăm să apreciez cu un like dacă te-a ajutat această metodă de rezolvare. Nu uita să te abonezi la canalul nostru, să-ți activezi notificările pentru că vom rămâne aproape de voi și vom ajuta în pregătirea voastră cu o varietate de exerciții și probleme. Până data viitoare, îți urez să ai spor la teme. Pa, pa!